Filmul începe la laboratorul de știință și tehnologie Black Rock, unde există un costum de robot super avansat. Acest costum de robot este foarte puternic, poate sări foarte sus și are o armură care poate rezista la explozii mari. Ami, inginerul șef inteligent, este responsabilă de spectacol. Persoana importantă care dorea să cumpere costumul de robot este acolo și el este foarte impresionat de ceea ce vede, dar este îngrijorat dacă persoana care poartă acest costum puternic va ști cum să-l folosească în siguranță. Tocmai când începe să simtă nesigur, Ami intervine și vorbește cu o voce calmă și liniștitoare. Ea îi spune că sistemul lor sofisticat de calculatoare va alege cele mai bune persoane din lume pentru a folosi costumul de robot. Îngrijorările lui dispar și îi spun felicitări doctorului Cohen, omul de știință principal. Mai târziu, doctorul Cohen și Ami au o discuție privată. Doctorul Cohen este puțin îngrijorat de tehnologia costumului de robot. El crede că poate fi bună și rea, ca o sabie cu două tăișuri, dar Ami zâmbește și îl face să se simtă mai bine în privința acesteia. Îi oferă încredere în ceea ce au creat. În același timp, un grup de securitate se pregătește înarmați cu multe arme. Ei fac totul pentru a-și proteja șeful Steven. El a venit cu un nou tip de energie care ar putea schimba multe și ar putea face industria petrolului să fie îngrijorată. Niște amici mari și răi vor să-l oprească. Au trimis un grup dur pentru a încerca să-l rănească înainte de a-și prezenta invenția uimitoare la summitul mondial al științei. Echipa de securitate îl îmbracă pe Steven într-un costum super rezistent care poate opri gloanțele. Long Way, care a fost soldat în forțele speciale și este și un bun prieten al lui Steven, apare. Îi spun lui Steven să fie atent și să rămână aproape pentru că călătoria lor va fi foarte periculoasă. Cu toți se îndreaptă către un lift și un chelner agitat pe care îl întâlnesc pare foarte speriat și se grăbește să plece. Înainte să plece, Steven îi dă lui Longway un cadou din inimă pentru ziua de naștere a fiicei sale, ceea ce aduce un moment frumos de căldură în mijlocul tensiunii. Dar pe măsură ce încep să se miște, unul dintre gardieni are probleme cu casca din ureche și dintr-o dată totul devine nebunesc. Se aude un foc de armă tare și unul dintre gardieni este ucis pe loc. Apoi o grenadă explodează foarte tare, rănind și derutând pe toată lumea. În mijlocul acestei nebunii apare un grup de asasini răi, răgând și provocând multă distrugere. Gardienii care sunt încă în viață trebuie să găsească rapid adăpost. În timp ce încearcă să se miște cu atenție, unul dintre gardieni folosește un flashbang luminos pentru a orbi atacatorii, oferindu-le celorlalți o șansă să-l ducă pe Steven în siguranță. Ei încearcă să folosească scările, dar sunt împușcați din ambele părți și unii dintre ei sunt răniți. Un tânăr gardian este foarte rănit și spune lui Longway că se va întâlni cu ei mai târziu, poate într-un loc mai bun. Longway decide să-l protejeze pe Steven și începe să lupte împotriva unui grup de atacatori care continuă să vină. Ajung la etajul hotelului și este haos total acolo, dar planul lor de a scăpa este oprit de doi tipi vicleni care se prefac a fi chelneri. Longway trebuie să lupte cu ei față în față și îi învinge foarte repede. Unul dintre atacatori încearcă să-l prindă pe Steven, dar Longway se mișcă rapid și îl doboară. Îi spune lui Steven să fugă și apoi trebuie să lupte cu un grup de bucătari. Longway ia o furculiță și o folosește ca armă împotriva bucătarilor care erau antrenați în gătit, nu în luptă. Îi bate și încearcă să fugă din nou, dar dintr-o dată sunt împușcați mult. Doi atacatori se apropie, dar Longway le ia armele și îi bate înainte să fugă. Fără altă opțiune, Longway merge la un alt etaj, închide ușa în urma lor și sparge o fereastră înaltă. Deși lui Steven nu-i place ideea, Longway îl împinge pe un pod care leagă două clădiri foarte înalte și sare după el. Cum Steven nu se poate mișca bine, Longway trebuie să-l tărască de-a lungul acestui drum înfricoșător. Atacatorii continuă să vină trăgând în ei. Longway ripostează și scapă de câțiva atacatori, dar apoi un glonț îl lovește pe Steven și Longway trebuie să-l prindă pentru a nu cădea. Dar tocmai când lucrurile par rele, apar un elicopter cu lunetist și un luptător cu mitraliera. Ei încep să tragă în atacator și ultimul tip rău, care credea că poate să se ferească de gloanțe. Nu reușește. Cu mult efort, Longway îl aduce pe Steven înapoi pe pod și câștigă lupta, păstrându-și viețile în siguranță. Câteva săptămâni au trecut și Longway era acasă, recuperându-se încet alături de soția și fiica sa, Feng Feng. Fetița inocentă desena pe gipsul tatălui ei și cu toții râdeau și se distrau împreună. Soția lui Longway era entuziasmată de retragerea lui în curând. Voia să meargă în aventuri în munți împreună ca o familie, dar Longway, deși era acasă, se simțea încă trist pentru pierderea prietenilor săi. A cerut ceva timp pentru a se gândi. În timp ce discutau, cineva a bătut la ușă și le-a întrerupt momentul frumos. Soția lui Longway s-a dus să deschidă și era cineva care părea unul dintre oamenii care l-au atacat pe Longway, dar erau deghizați. Apoi s-a întâmplat ceva foarte fricoșător. Soția lui Longway s-a întors în cameră cu o bombă legată de gât. Longway a încercat să-i spună că totul va fi bine, dar bomba ticăia și nu era mult timp. A intrat în baie și s-a încuiat și Longway a trebuit să încerce să o salveze. Feng Feng plângea pentru mama ei și Longway
încercat de răzputeri să o ajungă, dar înainte să reușească a avut loc o explozie uriașă și soția s-a murit. Un an mai târziu, Longway trăia o viață simplă ca reparator într-un apartament mic împreună cu fiica sa, Feng Feng, care nu se simțea bine acum. Ea avea o amintire dureroasă a acelei zile rele și avea nevoie de un baston pentru a merge. S-au așezat la cină, iar Longway se gândea să o mute la o nouă școală pentru a o proteja de agresori. Dar Feng Feng părea distantă, nefiind atentă la tatăl ei și ducându-se în camera ei. Apoi s-a întâmplat ceva foarte trist. Longway a primit un telefon și doctorul i-a dat vești foarte proaste. Au găsit o problemă periculoasă în creierul lui Feng Feng și avea nevoie de o intervenție chirurgicală imediată pentru a rămâne în viață. Într-o altă parte a orașului, Ami și prietenii se distrau într-un bar bucurându-se de băuturi și de compania celorlalți. Ceea ce nu știau era că Longway era și el în aceeași bar reparând problemele electrice. Era foarte bun la asta și a reparat rapid problema făcând barul să strălucească din nou. Ami, simțindu-se puțin amețit, a decis să meargă la toaletă, fără să știe că un tip o urma. Longway a vorbit cu proprietarul barului, care era ca un prieten de familie numit unchiul Leo. S-au așezat și Longway a spus unchiului Leo despre problema gravă de sănătate a lui Feng Feng. Unchiul Leo a vrut cu adevărat să ajute, așa că i-a dat lui Longway mai mulți bani decât conveniseră. Prietenia și sprijinul lor reciproc erau foarte puternice. Între timp, Ami a început să simtă rău și a vrut să plece din bar, dar s-a întâmplat ceva înspăimântător. Un strin a prins-o și a țipat panicată. La doar un moment distanță, Longway a auzit țipetele ei și a alergat să o ajute. A doborât rapid persoana care a prins-o pe Ami, chiar dacă persoana avea un cuțit periculos. Abilitățile de luptă ale lui Longway erau foarte bune și cu lovitor puternic a oprit amenințarea. A verificat starea lui Ami, care fusese lovită în cap cu o sticlă, dar era încă curajoasă și puternică. Longway s-a asigurat că persoana care a atacat-o nu mai putea răni pe nimeni și prietenii acelei persoane l-au ajutat. Longway nu voia probleme, dar uneori problemele îl găseau oricum. Niște tip cu sticlă au încercat să-l atace, dar Longway i-a oprit rapid. Primul tip a încercat să riposeze cu o sticlă, dar Longway s-a apărat cu pumnii. Dar înainte de toate acestea, Longway avea o durere de cap foarte rea. Îl durea tare și a ieșit afară să ia niște medicamente. A fost greu de înghițit, dar în cele din urmă medicamentul a început să-și facă efectul și el s-a simțit mai bine scăpând de durere. A doua zi, când a mers la muncă, a văzut ceva ciudat. Ușa magazinului său era deschisă puțin și s-a îngrijorat. A luat o bâtă de baseball și a mers în camera lui Feng Feng, dar a fost surprins să o găsească pe Ami acolo, citindu-i o poveste lui Feng Feng, care dormea liniștită. După aceea, Longway și Ami au avut o discuție foarte plăcută. Longway i-a mulțumit lui Ami pentru că i-a adus fericirea lui Feng Feng cu cadourile pe care i le-a dat. Ami s-a întrebat de ce Longway, care era atât de priceput, lucra ca reparator. Longway simțea că nu avea altă opțiune. Ami a vrut să ajute și a oferit lui Longway un loc de muncă în securitate la compania ei, deși el nu era sigur la început. Dar Ami a insistat și a dat cartei de vizită, arătându-i o șansă pentru un viitor diferit. În timp ce vorbeau, s-a făcut brusc mult zgomot și au fugit să o găsească pe Feng Feng pe podea inconștientă. Erau foarte îngrijorați și au pus-o pe pat. Ami a încercat să o ajute să respire din nou, iar Longway a adus niște injecții cu adrenalină. Cu injecția, Feng Feng s-a trezit încet, iar Longway era foarte recunoscător lui Ami pentru că a salvat-o. Longway lucra la un alt loc de muncă când a cerut unui prieten ajutor pentru a găsi un loc de muncă mai bine plătit. Prietenul lui era îngrijorat pentru că Longway mai avea încă niște răni. Longway era și el îngrijorat de facturile spitalului, dar a primit un telefon de la spital care l-a respins. Cineva anonim plătise toate facturile. S-a simțit foarte recunoscător și a fugit acasă, unde și-a găsit fiica Feng Feng dormind liniștită și a amintit soția lui, care dăduse o brățară pentru a arăta dragostea familiei lor. Longway a vrut să înceapă din nou, așa că s-a tuns și s-a îmbrăcat frumos. Înainte de a pleca, a sărutat-o pe Feng Feng pe frunte, arătându-i dragostea și speranța pentru viitor. A mers la locul numit Black Rock și s-a întâlnit din nou cu Ami. I-a mulțumit pentru că a plătit pentru operația lui Feng Feng și apoi i-a ajuns la subiect. Ea dorea ca el să piloteze un costum special de armură. Longway a fost sincer și a spus despre sindromul său post-traumatic și despre medicamentele pe care le lua. Rami știa deja despre problemele lui și îl dorea pentru că amândoi au avut o experiență grea la bar. Longway și alți trei au fost conectați la o mașină VR sofisticată pentru un test. În lumea virtuală se afla într-un șantier aglomerat și o mulțime de tip dur cu cuțite, băte și alte arme l-au atacat. Longway a luptat foarte curajos înfruntând atacatorii fără a ceda. A oprit chiar și un tip cu o armă și a trebuit să salveze pe cineva. Când a intrat într-o cameră, a trebuit să facă față unui grup mare de băieți răi. Deși a fost rănit, Longway a continuat să lupte și a salvat o tânără care semăna foarte mult cu soția sa decedată. Acest lucru l-a făcut să se sperie și a ieșit din simularea VR și a căzut pe podea. Doctorii erau îngrijorați și au început să-l ajute, dar Longway era foarte supărat și a vrut să plece. În timp ce se întâmplau toate acestea, au sunat-o pe Ami să ajute, dar tocmai atunci Longway a auzit ceva care l-a făcut să acționeze foarte rapid. A avut loc o explozie în clădire și un grup de soldați duri au intrat și au început să tragă. Longway a văzut o șansă de a scăpa, iar liderul soldaților a pus o bombă în laborator, distrugând totul. După ce haosul s-a potolit, a fost clar că Longway a fost rănit. A încercat să se ajute singur, aplicând primul ajutor de bază, deși îl durea foarte mult. A reușit să oprească sângerarea și s-a simțit mai bine. În același timp,
timp echipa de mercenari a preluat controlul asupra laboratorului principal și a luat ostatici oamenii de știință și personalul, inclusiv pe Amy. Și doctorul Cohen, liderul mercenarilor, l-a recunoscut pe doctorul Cohen și a spus că voiau să obțină nucleul de putere, dar doctorul Cohen a refuzat pentru că îl făcuse pentru pace. Dar atunci liderul mercenarilor a început să tragă și a ucis doi oameni de știință. Amy a scăpat cu greu de a fi împușcată și viața era în pericol. Doctorul Cohen a fost foarte presat și în cele din urmă a fost de acord să le dea nucleul de putere. Între timp, Longway a fost atacat de un gardian, dar a ripostat rapid. Liderul s-a îngrijorat când a auzit focuri de armă la radio, așa că l-a întrebat pe gardian ce se întâmplă. Dar gardianul pe care Longway îl preluase a mințit și a spus că totul este în regulă, ascunzând problema reală. Doctorul Cohen a văzut o șansă și a preluat controlul sistemului pentru a începe autodistrugerea. Liderul s-a enervat foarte tare și l-a împușcat pe doctorul Cohen, omorându-l. Nopt opreau autodistrugerea și deveneau disperați. Se gândeau chiar să-i omoare pe ceilalți oameni de știință unul câte unul. Atunci Longway a făcut ceva deștept și a declanșat alarma de incendiu cu lovitură bună. Liderul și-a dat seama de gravitatea situației, așa că a trimis câțiva oameni să-l găsească pe Longway și să scape de el, sperând să îi salveze pe Amy și pe ceilalți. Amy a spus că poate opri autodistrugerea oferindu-le mai mult timp. Longway a avut o șansă și a doborât un gardian luându-i uniforma pentru a se deghiza. Aproape că a fost prins de câțiva tip, dar a folosit un stingător de incendiu pentru a-i orbi și apoi a eliminat unul câte unul. Ultimul tip a crezut că Longway era de partea lui, dar a fost surprins și a fost eliminat și el. În camera de control, liderul mercenarilor a aflat că soldații lor fuseseră învinși și că Longway purta uniforma lor. A vorbit cu Longway printr-o cască și a spus că nu poate scăpa. Longway a continuat să meargă mai adânc în locul respectiv, dar a dat din greșeală peste mai mulți tipi răi. A încercat să se strecoare, dar un tip l-a văzut. I-au spus să-și dea jos masca, dar Longway nu a vorbit prea mult și a început să lupte. I-a bătut foarte bine pe primii doi tipi, dar liderul grupului era dur. A luptat din greu și a ajuns chiar și într-un lift. Longway nu a cedat și a luptat cu toată puterea. Liderul a încercat să folosească un cuțit, dar Longway a fost prea rapid și a evitat fiecare atac. Cu mișcările sale rapide și puterea sa, Longway a întors lupta, aruncându-l pe lider și lovindu-l puternic. În cele din urmă, Longway a câștigat lupta dură, iar situația a devenit foarte tensionată și șeful a încercat să vorbească cu capitanul său, dar nu a primit niciun răspuns, ceea ce l-a îngrijorat foarte tare. Într-o mișcare înfricoșătoare, a pus un pistol la capul lui Amy și i-a spus să se grăbească, deoarece autodistrugerea era aproape de final. Amy, sub presiune, a reușit să oprească numărătoarea inversă la timp și și-a salvat viața. Nucleul special de putere pe care îl dorea a apărut în sfârșit, iar șeful a luat. Amy speră să fie în siguranță, dar șeful avea planuri rele. Dar înainte ca lucrurile să se înrăutățească, Longway a intrat pe radio și a spus că vrea să facă o înțelegere periculoasă. La început, șeful a crezut că are avantajul, dar Longway avea un secret. Capturase capitanul. Când șeful a aflat, a trebuit să fie de acord cu un schimb, omul de știință pentru viața capitanului. Longway avea un plan ingenios, a ascuns o bombă asupra sa și l-a adus pe capitanul șef, dar a fost o capcană pentru a-l scoate pe șef la iveală. Surprinzător, șefului nu i-a păsat și l-a împușcat pe capitan. Longway a luat rapid pistolul șefului și și-a îndreptat propriul pistol spre el. În timp ce totul era haotic, Amy și ceilalți oameni de știință au profitat de ocazie și au fugit. Șeful a scăpat, iar ceilalți mercenari au început să atace. Longway și-a folosit bomba ascunsă pentru a provoca haos și a distruge laboratorul. După aceea s-a ridicat din explozie și a auzit-o pe Amy strigând după ajutor. I-a urmat țipetele și a ajuns să coboare pe un topogan de gunoi. Din păcate, și-a pierdut medicamentele în tot acest timp. Într-un moment foarte intens, Longway a dat peste șef, care avea un pistol la capul lui Amy. Amenința că o va răni, așa că Longway a trebuit să-și arunce propria armă. Șeful s-a prefăcut că renunță, dar apoi a dezvăluit că pistolul său era gol și a împușcat fără milă pe Amy și pe Longway. Nu mai avea gloanțe, așa că a luat un par pentru a lovi pe Longway, dar Amy a intervenit curajoasă pentru a-l opri pe Longway și a fost bătută ea însăși. Longway, îngrozit și luptându-se cu sindromul său post-traumatic, l-a înfruntat pe șef cu o puternică dorință de a supraviețui. A avut o luptă acerbă cu lovituri puternice și lovituri de picioare, aruncându-se unul pe celălalt. În marea confruntare, șeful a luat o cărămidă și a reușit să-l amețească pe Longway pentru moment, dar Longway s-a ridicat rapid și a luptat din greu. Șeful nu a renunțat să încerce să-l sugrume pe Longway, dar spiritul puternic al lui Longway nu l-a lăsat să fie învins și a scăpat din strânsoare. Longway era foarte obosit și șeful a lovit puternic, făcându-l să se izbească de un stâlp care l-a străpuns, dar Longway avea un plan pentru ultima răzbunare. A scos în tăcere cuiul unei grenade de pe vesta șefului. Într-un moment de furie pentru familia sa și pentru Amy, Longway s-a ținut strâns de șef și au explodat amândoi într-un climax mare. Apoi Longway s-a trezit în laborator înconjurat de oameni de știință, inclusiv Amy. S-a dovedit că totul a fost o simulare atent planificată pentru a-l testa pe Longway, iar el a trecut testul. După simulare, Longway s-a gândit la fiica sa, Feng Feng, care a avut o operație reușită. Pentru prima dată de la moartea mamei ei, Feng Feng a vorbit și a spus cât de mult i-a fost dor de tatăl ei. S-au îmbrățișat cu lacrimi de fericire. La sfârșitul poveștii, l-am văzut pe Longway stând puternic și gata să-și pună noua armură, pregătit pentru orice provocări următoare.